Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Laura Ramba și vă invit să urmăriți știrile. Zilnic, 10 de făgărășeni care vor să pună o cărămidă la construirea fabricii de oxigen din orașul nostru se alătură acțiunii televiziunii Făgăraș Antena 1. Cu toții au conștientizat faptul că numai așa pot lăsa urmașilor o natură sănătoasă. Alătură-te și tu campaniei noastre și plantează sâmbătă un pomișor în curtea spitalului municipal și tu poți contribui la salvarea planetei. Până în momentul de față, 10 de făgărășeni au răspuns afirmativ la apelul făcut de echipa televiziunii Făgăraș Antena 1. Reprezentanții poliției, jandarmeriei, pompierilor, școlilor, primăriei, băncilor și nu numai vor să planteze sâmbătă un pom în curtea spitalului. Desigur, inițiativa dumneavoastră sper să fie urmată de cât mai mulți făgărășeni, conștienți fiind că acest lucru reprezintă, deci plantarea unui pom reprezintă o șansă în plus pentru viață. În această conjunctură și angajații instituției noastre vor da curs acestei acțiuni de la Spitalul Municipal Făgăraș și sperăm să fie prezenți într-un număr cât mai mare. Și făgărășenii s-au arătat încântați de această idee, pentru că, spun ei, sâmbătă își vor lăsa toate treburile gospodărești și se vor alătura campaniei. Foarte bună cu treaba asta, să fie curat, aranjat, așa e frumos, dar să fie o țară și mai supravegheați de alții, pentru că nu sunt toți, când o mâncat ceva, să fie să pui la coș. Asta să se respecte aici. Că îți face timp liber să veniți și dumneavoastră să puneți un pomișor. Eu am pus și am să pun și la orice oră sunt pentru să vin să pun. E foarte frumos, foarte, foarte frumos să fie și orașul nostru aranjat, pus la punct, avem copii, avem unde să ieșim și la spital, atâta lume bolnavă, să aibă unde să iasă puțin. Da, de ce nu? E o idee foarte bună. De ce? Păi, oxigenul ăsta cine îl face? Copaci. Deci ar fi foarte, e o inițiativă foarte bună. Alăturați-vă nouă și veniți sâmbătă la ora 11 în curtea Spitalului Municipal Făgăraș. Vom planta aproape 400 de puieți de paltin, salcâm, molid, mesteacăn, tei, larice, frasin și pin. Iar dacă orice făgărășan ar planta un pom, orașul s-ar transforma cu siguranță într-un imens parc și ar fi un izvor de sănătate.